Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vă propun un video pentru finalul anului 2018, un video în care putem afla un mesaj de la Univers. Această etalare, deci, vă poate oferi o experiență intensă, dacă vă regăsiți în fiecare carte, prin vizualizare, prin simțire, prin energia dumneavoastră care o transmiteți. În orice caz, încercăm să aflăm prin această etalare ce mesaj ne trimite Universul vis-a-vis de corpul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă îngrijiți, dacă aveți grijă din punct de vedere al sănătății și modul în care respectați sau nu corpul dumneavoastră. Un mesaj pentru dragoste trimis de Univers. Deci, în modul în care vă protejați sau nu dragostea dumneavoastră, în care ce rol simțiți dumneavoastră că aveți și ce rol acordați emoțiilor în viața dumneavoastră. A treia carte ne va vorbi despre cum dumneavoastră vedeți lumea, adică modul în care abordați problema. Iar ultima carte ne va vorbi despre ceva ce dumneavoastră ar trebui să faceți, ceea ce ar trebui să vă impregnați în subconștientul dumneavoastră pentru binele dumneavoastră spiritual. O nouă, să spun așa, un nou mod de a vă onora sufletul. O nouă manieră de a lăsa sufletul să se impregneze în viața de zi cu zi. Așadar, haideți să vedem prima carte. Prima carte, dragii mei, vorbește despre faptul că dumneavoastră pentru corpul dumneavoastră vă văd că sunteți o persoană care vă place să sărbătoriți foarte mult, vă place să munciți, deci atât cât sărbătoriți apar ca așa și munciți și vă simțiți bine, o persoană echilibrată din punct de vedere spiritual, emoțional, rațional, sunteți echilibrați, vă simțiți foarte bine, vă place foarte mult să petreci. Da? Și atenție să nu faceți excese. Deci aceste lucruri nopți nedormite, eu știu, stat prea mult, prea târziu, în noapte, să nu vă cauzeze foarte mult. Deci ceea ce este în exces nu este bine. Dar sunteți o persoană echilibrată, care știți ce este bine pentru dumneavoastră. Da? În ceea ce privește relația pe care dumneavoastră o aveți cu în dragoste, adică cum vă protejați, la ce rolul mă scuzați, rolul pe care dumneavoastră îl aveți în dragoste și în care vă protejați sufletul. Aici văd o persoană care nu suportă minciuna. O persoană care nu suportă, care nu-și face iluzii. Sunteți o persoană care vreți să știți adevărul. O persoană cinstită. Vă văd o extensie a sufletului dumneavoastră. Uitați ce frumos această regină parcă vorbește cu fluturii din jurul ei, da? Pur și simplu stăpâniți foarte bine acest limbaj al sufletului, pentru că ați trecut prin foarte multe experiențe și încercări de-a lungul vieții. Cartea mai spune de altfel să renunțați la trecut și să fiți ceea ce sunteți în prezent, ceea ce arătați oamenilor că sunteți, adică acea femeie puternică, acel bărbat puternic, acea persoană puternică, care merge întotdeauna după intuiție, o persoană inteligentă, plină de umor. Lumea în jurul dumneavoastră, anturajul dumneavoastră, prietenii, familia, vă admiră pentru această calitate și forța cu care priviți viața. A treia carte vorbește despre cum a
abordați dumneavoastră problema, maniera în care dumneavoastră abordați problema. Și vă văd că sunteți persoane curioase. Vă plac totuși peripețiile, ca să spun așa. Poate nu la toți, deci poate nu se potrivește tuturor, eu spun caracteristici care le văd, dumneavoastră știți dacă vi se potrivește sau nu, luați doar ceea ce vi se potrivește. Deci sunteți persoane care vă plac peripețiile, priviți către cer, dar parcă nu îndrăzniți câteodată să mergeți mai departe. Vă aflați în prezent într-un gol. Nu știți unde să mergeți. Explorați, descoperiți necunoscutul, vă spune cartea. Gândiți-vă la viitor și exprimați-vă cu determinare dorințele. Înlărgiți-vă orizontul, că ați ajuns, sunteți acolo sus. Uitați-vă cum priviți către cer. Dar parcă v-ați lăsat în voia destinului pentru unul dintre dumneavoastră, ca să spun așa, că și cum zarurile au fost aruncate. Iar ceea ce vă dă Universul este cea mai frumoasă carte care putea să iasă. Este vorba despre un mod de a vă onora sufletul dumneavoastră. Deci o manieră prin care lăsați sufletul să vă impregneze, să intre, să-și scrie dorințele și visele în sufletul dumneavoastră. Sunteți o persoană care vă aflați la doi pași de satisfacție, de împlinirea tuturor dorințelor. Viitorul dumneavoastră este asigurat. Veți fi recompensat pentru toate eforturile, pentru toate suferințele, pentru tot ceea ce ați îndurat. De tot ceea ce v-ați dorit, să știți că se află în mâinile dumneavoastră. Doar deschideți brațele, căci Dumnezeu vă dă ceea ce vă doriți. Deschideți brațele să primiți această bucurie, pentru că este la doi pași de voi. Dar parcă vă aflați într-un gol și nu mai sunteți siguri și nu știți dacă să mergeți sau nu, dacă să vă aventurați sau nu. Răspunsul este da. Răspunsul este da. Cam atât, dragii mei, ultima etalare pentru anul 2018. Cum v-am spus, vă urez sărbători fericite, toate cele bune și să ne revedem cu bine în anul 2019. La revedere!